Bă, Spider-Man! Spider-Man, Spider-Man! Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am găsit la un nou episod horror, unde astăzi călătorim cu trenul în Japonia. Japonia! Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și acum eu zic să explorăm. Și apropo, jocul n-are nicio setare la grafică, deci posibil să am puțin lag pe filmare, îmi pare rău. Bă, mie mereu mi-a plăcut atmosfera asta de trenuri sau de metrouri care sunt abandonate și se întâmplă chestii stranii, așa că hai să vedem ce ne pregătește jocul. Am deschis ușa, ne ducem în următoarea cabină. Oh, păi atunci, cam atât cu curentul, fraților. Nu mai avem curent, ghinion pe noi, asta este. Trebuie să descoperim o metodă de a prinde curentul, cred, ca să vedem un pic mai mult decât întunericul acesta. Mă întreb ce creatură o să vină după noi, chiar sunt foarte entuziasmat. Nu merge să deschid. Păi atunci, oh, la dracu, unde am ajuns? Ce e asta? Expect delays. Zice că să ne așteptăm la întârziere. Ce tare! Pe lângă că s-a luat curentul, nici nu ajung în timp unde am dorit să ajung, ceea ce e destul de groaznic, dacă mă întrebați pe mine. A bine, prietenilor, în această situație suntem împreună, așa că haideți să descoperim ce am putea face ca să ieșim din situația asta. De căcat, what the fuck, fantome? Hă? Ce? Cum adică? De ce o zbura acestea astea sticle? Nu pot să beau. Mamă, m-am culcat pe jos direct, ești nebun? Vreau să beau. Pot să beau. Uuu, da, frumos sunt îmbrăcat. Și acum mă culc pe pământ și pup podeaua să îmi bat picior dacă nu. Opa, mă trăsc pe jos. Pentru că asta face un om normal prin metrou, se trăște pe jos, nu? Oare pot să deschid ușa asta? Oh, uite că mergem cu acest să mă duc, ok. Ce? Am aprins? Am aprins curentul? Atât? Tehnicianul jocuri horror. Dacă aveți nevoie de servicii de curent, apelați la mine, da? Acum că totul e frumos și fain și avem curent, putem ajunge la destinația la care vrem să ajungem, nu? Așa e că nu se va mai întâmpla nimic groaznic, nu-i așa? Uitați, aici ne ducem în vacanță. În vacanță ne ducem cu iactul pe apă, ce tare ar fi. Dar din păcate eu cred că o să murim în trenul ăsta astăzi. Mamă, ce sobru sună asta. O să murim în trenul ăsta. Eu nu vreau să mor. Deschide ușa, creștine, că am venit să colind la tine. Wow! Ce-i cu ușa aia? Ce-i cu ușa aia? De ce este baricadată? What the fuck a fost aia? Bă! Ce caut o fată în pijamale aici, mă? Bă, du-te acasă că te zic la maică ta. Imaginează-ți, mă, să apară o fantomă și tu să zici: hă, de ce ești în pijamale? Vai, mamă, merg să-ți caut părinții, să-ți zic că ești în pijamale la ora asta. Deschide ușa, nu merge, păi atunci ghinionul meu. Ia, vreți un telefon? Pentru $29. Sună bine, nu? Ia, m-am găsit un cutter. Pot să-l iau? Gata, fraților. Dacă apare ceva, băgăm cuțitașul așa și omorâm. Ce ciudată-s. Fata cu pijamale, mai ești aici? Alo? Deschide ușa, mai închis. Ei, nu-i bai. Stai, mă, că putem folosi cutter-ul să tăiem ăsta. Ia, tăiem ăsta. Ok, tai el. Mamă, frate, direct, sunt Samurai Jack, ești nebun. Dar toată lumea este frică de mine, pentru că am skill-uri de tăiat. Oh, nu. Duce la infinit trenul ăsta sau care-i faza? Că nu prea-mi plac. Ce s-a mișcat ceva? Ceva scaun, ați văzut? Ah, what the fuck, ok, păi atunci am intrat în iad. Păi atunci dăm voie să plec, mulțumesc, la revedere, nu? Nu? Ok. Ok, păi atunci... Ha? Pot să-mi văd fruntea? Ah! De ce caracterul meu poate să-și vadă fruntea, iar eu nu pot să-mi văd fruntea? Care e problema? Eu nu înțeleg. Ok, păi atunci... Ne plimbăm prin iad, să-mi bat picior dacă nu, uite, avem și o luminiță care ne ajută cu aproape nimica. Da, plimbarea de zi cu zi prin metroul iad, hă? Mamă, fraților, să mă uit în spate. Mamă, fraților, să mă uit în spate. Pregătiți-vă. Bună! Bă, Spider-Man! Spider-Man!
Spider-Man. Bă, ce tare jocul ăsta, mă, l-am cunoscut pe Spider-Man. Îmi place. Cel mai tare joc, pentru că pot să-l cunosc pe Spider-Man, eroul meu preferat din vise. Spider-Man și fetița din vise. Cu cei doi m-am împrietenit eu astăzi. Ia mă, că e deschisă ușa. Să sar afară? Aș fi un nebun? Pot? Nu pot. E, înseamnă că nu sunt sinucigaș. Deși eu personal, după ce am văzut fantoma aia, aș sări pe geamul ăsta de aș zbura afară să-mi bat piciorul, dacă nu. Du-te, copchile. Du-te, să vedem ce mai întâlnim. Toate bune! Mă credeți că am vrut să zic toate bune și frumoase până avem lumină? Mă credeți că asta am vrut să zic? Efectiv, am vrut să zic toate bune și frumoase până avem lumină și s-o lua curentul. Jocul mi-o citi mințile. Ce dracu este aici? Frate, ce satană! Cu puterile minții fac asta. Cu puterile minții, bă, da... Ok, cruce cu capul în jos. Ok, apare și demonița, ha? Păi, totul normal. Zi de zi se întâmplă așa ceva, nu? Așa ceva este posibil doar în Ohio. No, bine, păi atunci niște oscioare. Le duc la câine să le mănânce, să-mi bat piciorul. Sau pot să le mănânc eu. Ha! Ok, o să-mi continui drumul, de parcă nu s-a întâmplat nimic, și totul este în regulă. Ia, am deschis ușa. Și ne ducem tot în față, nu există nicio fantomă, totul este mintea noastră. Bă, dar unde vreau să mă duc cu metroul ăsta? Când se termină? Passengers expect delay. Ia ne zice că o să întârziem. Păi normal că o să întârziem dacă e o fucking fantomă din iad. Ce dracu, mă, frate, nu pot să intru acolo. Halo, bună ziua, nu mi-este frică de nimeni și de nimica. Vreau să mă duc acasă, nu mai vreau să fiu în trenul ăsta. Vă rog frumos, lăsați-mă să plec. Nu mă lăsați? Ghinion pe mine. Bă, iar să-l lua becul. Bă. Bă. What? What? Ok, cred că a nebunit lanțul. Cred că, mamă, dar ce lag este. Fraților, lanțuri la infinit. Căci despre asta e vorba. What the fuck se întâmplă? Ce-s cu lanțurile astea? Mă târăsc. Gata, fraților. Nu ne uităm în față. Ne ducem cu bunul Dumnezeu înainte. Avem încredere în cel de sus. Și astfel nu se va întâmpla nimic greșit. Nu-i așa? 5 minutes later. Bă, ia mă că am găsit ceva. Gata, mă, ok. Retry! Reîncercăm! Ce se poate întâmpla greșit? Reîncercăm! Reîncercăm la infinit, apoi dar... Ok, fraților, urmează jumpscare, să nu vă speriați. Ok, pa! Pa, am plecat! La revedere! Nope, nope, pa, 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 m-am dus, la revedere! Nu-mi trebuie mie tu, nu! Bă, dar vine după noi! Bă, dar vine după noi! Bă, bă! Aprinde becul! Ce-s cu jocurile astea, frate? Priviți partea cea bună, avem cheia și putem intra în camera asta. De ce aș vrea să intru în camera asta? Nu știu, dar putem. Bună, domnișoară, care stați și cântați acolo. O dispărut. What the fuck se întâmplă cu jocul ăsta? Efectiv se joacă... Holy shit! Ok, și acum ce se întâmplă? A bubuit tot trenul, asta am înțeles și eu, ok. Ai de capul meu, îs efectiv paralel cu tot universul și cu toată gravitația. Dar nu-i nimica, noi tot ne ducem în trenul ăsta. Ok, what the fuck, s-a întors tot trenul invers, ești nebun? Aia da. Și ce, stau aici abandonat? Vreau să plec, lasă-mă să plec. De ce? Sari peste ăsta, o să vină un tren din fața ta, sari peste ăsta. Ei bine, nu m-a ascultat, eu i-am zis ce se va întâmpla. Ne ducem în întuneric, că pe aici categoric e mai în siguranță să-mi bat piciorul dacă nu. E, cu Dumnezeu înainte, fuga! Ce se va întâmpla greșit oare?
Vai ce nu-mi place. Bă, dar și lanterna asta pe care o am eu nu e bună de nimic ca să îmi bat piciorul dacă e. Na, nu mă duc încolo. Eu nu mă duc încolo, refuz să mă duc încolo, efectiv. Ia uite o ușă pe aici. Unde am ajuns? Aprindem curentul sau ce ăsta? Am aprins curentul sau ce am făcut? Nu știu ce am făcut, fraților. Da, mă! Na, du-te! Oh, ceau, prietena mea! Fata în pijamale! Huh? What? What? Am terminat jocul? Ce? Ok, fraților, se pare că am terminat jocul. Destul de creepy și interesant. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!